Victor. Salut, Radu. Înregistrăm? Da, te rog. Păi, în primul rând, ce se întâmplă cu 10TV? Păi, știi cum e 10TV? E moarte clinică, așa cum am spus. Îi mai trebuie o lovitură finală. Știi cum e? Când trebuie să-l decuplezi de la aparate sau poate să... să revină la viață. Dar cum se explică că în același timp se fac angajări la 10TV? Am văzut pe blogul Emei Zeicescu, parcă. Nu, RCSR desface. Deci oamenii care erau angajați la 10TV erau de fapt oameni angajați de către grupul RCSR Des. Da. Mai puțin toată echipa Nașu, pentru că tu știi că echipa Nașu întotdeauna a fost separat de televiziune și cu de 10 ani de zile echipa a fost separată și nu erau angajați oamenii de la echipa Nașu în postul respectiv, așa se întâmplă și aici. Da. Ori oamenii au fost dați afară de pe RCS, da, din grupul RCS-RDS, oameni cu salarii decente și profesioniști, dar pe același grup sunt angajați oameni cu salarii mult mai mari și probabil tot profesioniști, nu știu, nu-i cunosc. Da, da, da. Am auzit doar de niște salarii amețitoare, 80-100 de milioane. Interesant. Și cu echipa Nașu ce se întâmplă în acest moment? Care... Oamenii au fost dați afară ca niște animale și singurul criteriu, din punctul meu de vedere, ceea ce cred eu, este că au lucrat pentru 10TV. Da. Iar Zoltan Tesari e un tip care probabil vrea el să se răzbune pe cineva și atunci îi dă afară pe oameni cu acest criteriu. În primul rând pe tine, probabil. Înțeleg că ai fost la Budapesta, ai reușit să te vezi cu acest patron? Nu, 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 nu e de găsit. Ăsta e tipicul lui. Până să, ca să ne convingă să semnăm contractul cu el, sunam fiecare zi câte 2 ore, vorbeam 8 ore la telefon, eu sau colegii mei. Ne iubea pe toți. Ne-a invitat la Budapesta, ne-a invitat la Oradea, ne-am întâlnit. A venit special la București, mai vorbească cu noi. A fost la mine în casă, se roage să semnez, să facem, să dăgem cu promisiuni de alea adevărate. Am construit un plan frumos pe 5 ani de zile. Vorba aia, a făcut mama de mâncare, a mâncat în farfurie cu mine. Da. Eram ca frații, ca să zic așa, mai ales că ne știam de 20 de ani. El a plecat din Brașov, nu? Nu, din Oradea, din Oradea. Marele grup RCSRD s-a avut boom-ul din Brașov și din Oradea. Da. Deci, practic, ce s-a reușit? O dislocare a ta și a emisiunii Nașu și a echipei Nașu, care este una dintre cele mai bune de pe piață, de la B1, unde avea un public deja țintă, format, și o audiență ridicată. Oameni din alte televiziuni au venit pentru că erau cu toții doritori să lucreze pe un proiect de 5 ani, nu? Promisiunile astea erau, contractele erau așa. Da, nu, dar vreau să dau puțin timp înapoi. În urmă cu un an v-au dislocat de la B1, unde aveați locul vostru, v-au dus la 10TV și acum, practic, din câte înțeleg, vrei să-ți deschizi un blog. Deci ai ajuns de la a fi undeva în centrul atenției opiniei publice la un blog. Acum tu știi, Victor, că noi vorbeam de multe ori și spuneam că toți ziariștii nealiniați, ca să zic așa, cei care pur și simplu își făceau meseria și spuneau părere, au dispărut și au ajuns pe internet. Da, mi-aduc aminte de discuție. Că erai cu mine în emisiune când spuneam că nici eu nu știu cât o să mai rezistăm, pentru că știam de toate presiunile, de fapt nu presiunea, apra jocurile politice care se făceau, repet, transpartinic, inclusiv cu oameni de la putere, pentru ca genul ăsta de emisiuni să nu mai existe. Da. Există doar emisiuni care se ocupă de Irinel Columbeanu, de subiecte, cum să spun, astea marginale, ca să nu se mai ocupe niște ziariști adevărați despre subiectele importante. Da, îngroparea lor, practic, odată cu ziariștii. Și spuneai atunci, am citat pe blog, știu că se sapă puternic de ani de zile. De asemenea, în recentele interviuri vorbeai de anumite presiuni politice. Pe cine suspectezi? Din ce zonă, practic, vin aceste presiuni? Trupa asta care face presiune este
formată din oameni din toate partidele, mai ales de la putere. Niciodată puterea nu a acceptat asemenea, să zicem, ieșiri din front. Iar manipularea pe care o fac acești indivizi prin postacilor plătiți, asta e metoda inventată de Hrebenciuc, nu fac decât să lanseze tot felul de diversiuni, pentru că, după cum știi, eu cu actuala putere nu am nicio legătură, începând cu prima zi după cele 3 luni de când era Boc prim-ministru și l-am atacat pentru niște grave greșeli, iar portocaliei de atunci nici n-au mai venit la naș. Așa, rar și rar, însă primul ministru n-a mai fost la noi la emisiune de aproape 2 ani. Da. Înțelegi? Dar manipularea făcută tot de ei este să te lipească de tot felul de minciuni și eu știu și am spus-o de multe ori că știu exact cine face presiuni și într-o bună zi, când lucrurile se mai liniștesc și avem timp să ne scriem gândurile și memoriile, am să spun cu nume, dată și faptă. Repet, sunt din toate partidele, mai ales de la putere. Întotdeauna puterea a avut o problemă cu emisiunea Nașu. Că era Năstase, că era Tăricianu, că e Boc. E oarecum paradoxal că sunt câțiva ziariști, fiecare pe unde a putut, care în presă, în media online, la televiziune, care l-au susținut pe Băsescu și proiectul lui în momente critice, de-a dreptul dramatice, inclusiv pentru persoana, cetățeanul Traian Băsescu. Și întâmplător, toți aceștia sunt rași acum, sunt pe bară. Trebuie să fie și o pedeapsă, nu? Pentru, cum se cheamă, această nealiniere. Dar eu am un principiu foarte simplu. În viață reușești doar dacă te bazezi pe propriile puteri și nu pe cineva din clasa politică, economică și așa mai departe. Absolut. Deci, asta e viața. Nu trebuie însă să excludem, părerea mea, implicarea serviciilor secrete. De ce? Pentru că media este un instrument, la fel cum care acționează practic cu aceleași mijloace ca și serviciile de informații, doar că informațiile merg în direcții inverse. Una către, în ceea ce ne privește, către public, în cealaltă către factorul de decizie, dar uneori acestea se suprapun, interesele acestea și mijloacele de lucru. Și știm că în media din totdeauna au fost servicii secrete, au fost antipatii, simpatii, uneori s-a depășit cadrul legal în sensul că antipatiile sau simpatiile vreunui potentat al serviciilor... Parțial, pentru că noi avem servicii secrete și avem oameni care acționează în numele serviciilor secrete, care nu au nicio legătură nici cu serviciile secrete, nici cu România. Exact. Asta vreau să te întreb. Crezi? Aici mă depășește meciul ăsta. Asta e un meci pe care ar trebui să-l rezolve chiar serviciile secrete. Păi, dar nu mă gândesc că oricum patronul acesta, vrând nevrând, observăm cu ochiul liber că este maghiar. În România au loc niște meciuri la ora asta între forțele politice maghiare și nu numai politice. Tesarii nu are legătură că e maghiar, că nu e maghiar. Doar am spus că Tesarii ceea ce își permite să facă la București și în România, nu își permite să facă la Budapesta, unde are cartierul general. Cu oamenii. Acolo chiar cu oficial din guvern, din Ministerul Muncii, cum el aici cheamă altfel, și când am povestit, i-au spus că așa ceva nu se poate întâmpla, nu doar în Ungaria, dar nicio țară europeană. Să fie dați oamenii afară peste noapte. Nu numai asta, că... Nu, și nerespectarea contractului, nu? Să nu-ți respecti contractele și eu pot să-ți fac o dezvăluire. Deci, domnul Zoltan Tesari, n-am spus-o până acum pentru că am încercat să protejez toți oamenii care veniseră pentru acest proiect, pentru mine, nu pentru Tesari, veniseră cu gânduri bune și am încercat și ei știu foarte bine cum la fiecare lună făceam presiune pe cei de la RCS să le toate contractele, ei le mai prelungeau cu câte o lună. Da. Și ai o răspundere morală față de oamenii ăia, pentru că mi se părea foarte important ca ei să-și
ia salariul acela, nu foarte mare. Și atunci am tăcut mult timp, dar acum pot să spun, pentru că nu mai am această răspundere, au fost toți pulverizați. Domnul Tesari nu și-a respectat nici promisiunile și nici contractele încă din prima zi a lui decembrie 2010. Deci de aproape un an de zile. Păi nu, nu, nu. Chiar de la începutul colaborării noastre. Da. Și atunci s-a lansat postul. Lucruri pe care, știi cum e, într-o combinație din asta, multiple ții, sper să le rezolvi. Dar curând voi face niște dezvoluiri foarte importante, pentru că omul este țepar. Este primul țepar pe care l-am întâlnit în viața mea în zona de presă. Și este un țepar pe care îl bănuiesc că face foarte multe jocuri politice legate de această gașcă transpartinică, de multe ori de nevăzut, din politica românească. Unde sunt implicați și oameni care au legătură cu serviciile secrete și cu politicieni din toate partidele, dar și politicieni din toate partidele. Politicieni corupți, totuși, vorbim despre un nivel din ăsta. Nu le spun eu pe nume, eu doar îți spun treaba asta. Și eu știu foarte bine cine sunt, cum sunt și ce fac. Deci ăștia sunt oamenii care dețin puterea presei în România. Dacă nu ai ajuns la nici măcar la o întâlnire cu acest țepar, urmează să ai totuși o conferință de presă pentru lămurirea întregii opinii publice? Victor, eu voi ține, ca să zic așa, conferința de presă pe www.nasu.tv. Vom urmări. E posibil să fac o conferință de presă și să nu poată să participe sau să dea ziariștii cu adevărat ce au descris. Eu înțeleg că aici vorbim de niște forțe destul de importante. Și atunci am să spun tot ce e de spus pe acest portal. Care vrea să afle și să scrie și să înțeleagă, foarte bine. Și pe când să așteptăm dezvăluirile acestea? Păi începând de mâine. Perfect, urmărim atunci și mult succes. Oricum, eu și nu numai eu, toți colegii mei, sperăm să te revedem la o televiziune care să te merite. Și pe tine și toată echipa ta. Poate da, poate nu. Nu depinde de mine. Însă, da, avem o vorbă, mereu liber, Nașul merge mai departe. Doamne ajută, mulțumesc! Mersi mult, Victor, o zi bună! La fel! Ciao.